Hai să vorbim despre tarif, că aici ne-am oprit. Deci, de ce depinde cu cât scade tariful? Că scade, asta am înțeles. Sigur, urmează? Nu? Eu nu știu de unde. Sunt anumite, îmi cer scuze, opinii ale experților care analizează. Evident, calculează doar matematic. Iată, dacă am fi procurat de azi înainte la prețul, de exemplu, 450 dolari, teoretic, prețul ar fi scăzut sau va scădea la 13 sau 13 ceva lei. Numai că metodologia de calcul și acest lucru am menționat chiar aici în studioul dumneavoastră, prevede un preț mediu ponderat pe an. Nu de azi înainte, da? Ce mai avem încă acumulat? E 750, din câte înțeleg. Da, și respectiv, noi când prezentăm calculele la ANRE, noi ne bazăm pe metodologia tarifară. Noi nu putem derapa de la această practică și, respectiv, calculele noastre arată altceva. Noi niciodată n-am fost pentru tarife mari, pentru că anul trecut acest lucru ne-a demonstrat că consumul a scăzut circa 20% per total, pe malul drept. Și noi înțelegem foarte bine că acest lucru afectează și industria, și consumatorii, și capacitatea de plată. Anul acesta chiar avem creșterea datoriilor de către consumatorii casnici. Noi am spus astăzi despre care ar fi condiții prin care tarifele ar putea fi reduse sau, zicem, care va fi punctul de pornire de ajustare acestor tarife. Și pentru să începem acest lucru, prețul de procurare în trimestrul 4 trebuie să fie mai jos de 550 dolari. Ca să avem scădere. Avem scăderea aceasta. Deci încă nu sunt așa premise. Prețurile arată că în octombrie, noiembrie, prognoza ne arată că prețurile vor fi mai mari. Deci azi nu ne batem cu apă așa chiar să așteptăm că iată așa se întâmplă, să nu creăm așteptări. Pentru că foarte mult am creat anumite așteptări și ele în trecut nu s-au adeverit. Deci nu va scădea tariful la gaz până la intrarea în... Eu nu văd până la 1 ianuarie cum poate să aibă acest, adică să se întâmple acest lucru.